Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ați tot vrut să vă mai postez, să mai fac episoade clasice, așa că luați de aici niște... Hai că las sonorul ăsta. Nu am de aici niciodată sensibilitate la mouse. Mi-a zis să joc Manhunt, hai să jucăm Manhunt. Dar cum ar ce să fie? Ce mai nerv... Apply. Ok. Do you want to save me? Da. Hai să vedem cum e jocul ăsta. Ok, să faci tutorialul. Ce panoramă! Dai. Right, dreapta. Yes, mersi. Ok, ajunge. Skip tutorial. Bun, hai să... Mă uit la ceas. Dar degeaba mă uit la ceas. Am dracu cu cronometru pe telefonul ăsta. Unde dracu ar trebui să găsesc cronometru? La ceas sau unde? Bă, ce blană intru ăsta. Cronometru. Hai să-i dau drum. Nu fac vreo 20 de minute să închei filmarea. Bun. Deci se pare că avem ceva oameni în sanatorii aici. Dacă vreți să vă mai fac episoade cu jocuri de genul, vreau să vă susținerea în comentarii. Băgați și voi share-uri, oricării de genul. Dar știți povestea. De astăzi m-am pocăit, nu mai bem alcool, am dat-o cu apă minerală. Ne facem... Nicky Braff. Direct sanatoriu, dar mă rog, socola pentru cine e din Moldova, săpunari pentru cine e de prin sud-est, spitalul nouă de nebuni. Da, mă, asta-i zicea lui ăsta Daddy, am înțeles. Am vrut să joc și Manhunt 1, dar ăla merge doar pe Windows XP, din păcate. We did it. Come on. Până acum pare interesant, deci direct spital de nebun. You wanna get out of here? Then come on. Sunt curios, oare în jocul ăsta joc din perspectiva criminalului sau din perspectiva victimei? I'll scout ahead, adică Danny. Sunt canal get your head straight and follow me. Head straight. Follow you. De fugă that's de monștri sau eu sunt un listen monstru to me, și omor oameni? And I'll get us out of here. Aflăm asta acum. Ok, don't let these crazy... Stați să văd, mă mai aud? Mă mai aud, bun. Mă scuzați dacă nu vreau să mă văd. Despite... Hai. Dar să dau jocul mai încet totuși. Settings, audio. Move into the shadow. They can't see you in the dark. Uite-l pe nebunul ăsta ce scuipă. Yeah. The radar shadows radar show you location of the enemies, the color of air indicates the enemy level. Okay. Red is aware or suspicious, yellow is idle. Ăla-i în crugul, dau în chiloți. You'll have to do better than that, Danny. Mă rog. Unul care se spânzură e perfect normal așa ceva. Dar văd că are și doctorul ăsta ceva la picior. Ce s-a legat acolo. Ia, poți dau cu pumnul în față un enemy. Aha. We might need that syringe.
Ok, ăsta are voci în cap, e un fel de Randy Orton. Deci cred că trebuie să-l omor pe ăla cu seringa. O, dar ăsta are voci în cap. Aha! Ce tare! Ce are must? Alo, domnul, ești ok? Deci, practic, ăsta un criminal, văd. Wow, 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 ce zboară cariciorul ăla. Da, ăsta e pe jos, era. Apropo, jocul ăsta este făcut de Rockstar Games, aceiași care au făcut și GTA-urile. Dacă vreți, vă joc și Bully, că l-am descărcat. Am zis să joc jocurile astea, Bully și... Ce vreau să zic, am început să joc jocurile astea pe episoade și nu pe live-uri, că nu le pot pune Windows-ed. Deci trebuie să mă bag cu ăsta. Ce-a? Ce-a? Hai, de cu pumnul, de cu pumnul, de cu pumnul. Cam ciudat combatul aici. Așa zic că l-am bătut. Apple Frisie, vă, că mi s-a abonat careva. Aoleu. Cred că acum l-am delete. You did good, Danny. Now go find some first aid. Așa la OO, de la OO, de la OO. Now get the syringe. Ok, mi-am făcut 16-ul. No, bine că mi-a deschis ăsta ușa. Ah, perfect, îi băgăm și ăstuia seringa. Hide in the shadows. These guys are vicious, remember? If that guy lives, we're dead. He spotted you. Now that wasn't so bad. Ok. Acum? Ce? Cred că asta trebuie să fac, nu să deschid ușa aia. Ăștia se bat pe acolo. Daniel, it's not safe up here. Return to your room immediately. Resnick, escort Mr. Lamb. Escortă pentru ăștia, am înțeles. Hai că am chemat și un lift. Să plecăm de aici. Atenția să vă uitați dacă am primit ceva mesaj pe telefon. Bun.
leu ce bătaie pe aici. Da, să nu se vă aud că începe să ziceți, bă, da, de ce joci, de ce se vede așa jocul? Păi pui vechi, jocul e vechi. Măcar vi-l pun în rezoluție de asta ultra-wide. Cine are telefon de ăla de 3000 de lei, are orgasm acum. Dacă aveți monitor pătrat, da, aia o să se vadă cam greu. Un cuțit. O să iau cuțitul ăla? Așa. Avem cuțit acum. Hey, Mendez. Down there. Mendez? Mendez! I'd take it slowly if I were. Bine că avem sistem de cover. Ce bate soarele? Soarele auzi la mine, becul. Hai, vin cu aici. Hai, Sergei, vin-o cu a. Oare așa va fi și în realitate într-un spital de nebuni? Bă, ce drept, față de Outlast, măcar aici, ai și tu o mică apărare. Așa. That's it, Danny. An eye for an eye. O să iau cuțitul din el? Văd că nu. Aș pe ăsta nu trebuie. Bă, dar nu pot să iau cuțitul ăla din el. Oh, am luat un ciocan. Ce butaie între ăștia pe aici. Gata, s-a dus dracu. S-a dus pe pulă. Oh, am și siringă. Deci pot să schimb așa weapon-urile. Aha. Sau de? Am urmat pe ăștia. Tipau niște beți la o babă. N-o să auzi. Continuăm. Bă, bracu, pare interesant jocul. E un joc destul de vechiuț. Care, bă? Trebuie să le închid pe toate. A cell door is open. Da, trebuie să le închid. Gat. Mersi. În viteză. O, cât aș pe aici. Checkpoint. Locked. I don't get it.
Bă, e blană cum îi omor pe fraieriști. Ne. Nu știu cât dau în el și nu moare. Da, trebuie să-i fi dat la mă. Bun, l-am delici pe fraierul ăsta. Dacă îl deschide stora celula, a dus dracu toată treaba. Și acum, cred că pe geab. Care o fi evadarea? Asta e evadarea acum. Mă, dar zici că e fix din GTA 3 mașina asta e cu noi. Deci asta? Ce e fast? Să zic că e un cuțit mai blan ăsta. Da, să le iau și pe ăsta? Nu. Ia de aici! Ți-a iesat rămațele din tine. Cum iau corpul? F. You're running from your childhood, aren't you? Hai, viteză, fiți antenă. Și acum Superman Punch. Mă rog, în cazul ăsta Slash Hammer, direct Triple H. S-a dus dracu. Și ăsta? Mai aici au cuțitul. You can't leave those bodies in full view. Hai să le bag aici. You can't leave those bodies in full view. No, nu aici. Să ascund cadavrele astea căbași pe ele. Dacă le duc în corțul ăla de unde am luat... Mai aud că mie că... Bun. Doar mi se mai deconectează microfonul și trebuie să-l ajut să joc în bară ca să... Le lăsăm în umbră. Hai că le lăsăm în corțul ăla. Cred că o să postez episoade de-astea de... Manhunt în fiecare seară. Nu neapărat fiecare seară, dar totuși seara ar trebui. Nu știu ce an e jocul. 2004, 2005. Dar îmi place omor așa oameni. Diringă cuți și le iau gât. Chestia asta îmi place ca idee jocul. Adică să nu fi doar un erou.
Nosferatu, Atomon au amărât ca în Outlast. Știu pic din amândouă. Ok, lăsa asta aici. Nu puteam să fac ca și din că să iard. A direct GTA 3 zici că au Vice City, mă rog, undeva pe acolo. Ok. Și cum dau save? Nu, poți dau save aici? Mă rog. Yes, gata, bun, s-a salvat. Azi ne și scena asta și încheiem. Keep moving, we haven't got much time. We have to get to the house. Wait a minute. I used to live around here. Not anymore, Danny, but there's something in that house we need. Something you left for yourself. We've got to be quick. This is the first place the project will look for us. Wait, how do you know all this? Danny, listen. It's a manhunt. And they won't stop until we're both dead. Pleacă jocul ăsta, mai amintește, primăvara 2016, când nu făceam când nu puteam să fac live-uri și făceam episoade multe. They got here fast. Who are they? Asta zici că e masca de costul de perversul lui CJ. Shit. What are we going to do? Do? We're going to do what they trained us to do. We're going to kill them. Talking to yourself. Help! Aici trebuie să mă... Hai că-l batem și pe ăsta. Am zis că închei aici, da? Mai bagi pe fraierul ăsta. O pungă, pun o pungă, cineva. Mă rog. Asta este și episodul. Ne auzim data viitoare. Vreau să vă susținerea în comentarii. Like-uri, dislike-uri, bla bla. Hai. Ciao, bless.